În această zi norocoasă de Sfânta Marie, am ales să ne depunem candidaturile întreaga organizație liberală târgovișteană, o echipă tânără, o echipă dinamică, o echipă care a reușit să obțină performanță în alegerile care au fost în anul trecut, o echipă care a reușit să bată PSD-ul în ultimele trei rânduri de alegeri. Cred că este momentul unei schimbări cu adevărat la nivelul orașului, cred că este momentul să redezvoltăm cetatea, este momentul să reașezăm lucrurile într-o normalitate. Din păcate, trăim într-un oraș care a pierdut foarte mulți pași în toate acești ultimi 5 ani de zile, în timp ce alții s-au dezvoltat foarte mult, vedem cum Târgoviștea s-a depopulat și a pierdut forța economică și a pierdut, din păcate, și perspectivele de a reuși să dea locuitorilor cu adevărat speranța unei vieți mai bune. De aceea noi, Organizația Liberală, ne propunem să câștigăm aceste alegeri și să reașezăm Primăria Târgoviștei, administrația locală, într-o normalitate, astfel încât, într-o transparență, într-o cheltuire reală și economică a banilor publici, să reușim să dezvoltăm orașul. Trebuie să atragem investitori importanți, trebuie să creăm mediu investițional, trebuie să creăm cu adevărat un mediu în învățământ, astfel încât copiii noștri să reușească să-și creeze cu adevărat o perspectivă de viață și un viitor aici în Târgoviște.